What's up, oameni frumoși? Noi toți știm că pe YouTube există clickbait. Bine că eu nu fac parte din el. În ziua de azi pe YouTube, ca să crești, ca să supraviețuiești, trebuie neapărat să faci clickbait. Fără clickbait nu trăiești. Nu-ți ajung bani să-ți cumperi o pâine. Dar ți-o ajung bani de... Astfel e foarte greu să trăiești fără clickbait. Și dacă tu vrei să devii un YouTuber de succes, trebuie neapărat să înveți să faci clickbait-uri sănătoase. Clickbait-uri de calitate înaltă. Eu nu mă pricep la clickbait, dar am pe cineva care vrea astăzi să vă înveți să faceți clickbait-uri de calitate înaltă. Vreau să vă-l introduc pe profesorul clickbait. Arde clasa? Arde școala, ia loc. Domn profesor, vreau să fac clickbait-uri de calitate înaltă. Vreau să cuceresc lumea prin titlurile mele clickbaitoase. Mai scurt, vreau să fiu regele clickfake-ului prin clickbait-urile mele, știi? Și poate să trag niște gagici. Bun ai venit unde trebuie, hai arată ce ai. Ce ai? Ce ai? Uai! Ce ai, ok! Aici puteți vedea niște exemple de clickbait-uri, clickbait-uri pe care le-am făcut, gen, mi-am zgâriat degetul. Care zgâriat, tu te-ai tăiat, băi, schimbă repede, mi-am tăiat mâna și pune paranteză. De fapt, scoate paranteză și pune semnul exclamării, două semne exclamării, așa se pare mai tragic. Scrie așa, mi-am tăiat mâna, semnul exclamării și s-a rupt, semnul exclamării. Poate scriu, mi-am tăiat mâna, semnul exclamării, mă doare semnul exclamării, ca să fiu super abonați. Care supărare? Tu ai venit aici să înveți să faci clickbait? Sau sepideal. Ok, ok. Ascultă și învață. Clickbait egal cu bani. Clickbait egal cu bani. Ai înțeles? Următorul, mi-a murit bunica. Și cu tine. S-a murit familia. M-am uitat la bucile o fată. Nu băi și cu tine. Scrie. Am murit de la bucile fetelor. Semnul exclamării. Gun sexual. Semnul exclamării. Bă, nu-s făcut pentru clickbait. Cu părere de rău, nu e ok să faci clickbait pentru că să supără abonații, asta în primul rând, ai să ai foarte multe dislike-uri, în al doilea rând poți să pierzi vreo 3 abonați. Poate mai mult, nu știu. Noi, de exemplu, înțelegem că clickbait-ul este foarte important acum pe YouTube. YouTube-ul, practic, nu este ceea ce a fost 2 ani în urmă. YouTube este ceva nou, așa că noi trebuie să avem arme diferite. Și arma asta noastră nouă se numește clickbait. Nu tot sponsored video, gen pot să fac un clickbait cum eu beau Persil. This is bad, și spui în titlu că am băut Persil. Așa ar fi un clickbait. Băi, trebuie să fac și un thumbnail pentru video meu. Nu făcea asta acasă, fă asta la școală. Ok, guys, asta e tot ce am pentru voi astăzi. Ajungem la 3 like-uri și postez următorul vlog. Vă fost liești, noi ne vedem data viitoare.